Un incident a avut loc în curtea Palatului Cotroceni, la recepția organizată de președintele Klaus Iohannis de Ziua Europei. Un general care fusese invitat la recepția de 9 mai a leșinat în curte. Până la sosirea ambulanței, omul a fost resuscitat de secretarul de stat Raed Arafat. Generalul a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din capitală. Conform ultimelor informații, generalul de 89 de ani este în afara oricărui pericol. El este veteran de război. Acesta fusese invitat la recepția organizată de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei sărbătorită anual la 9 mai.